Bun, de obicei, exact cum v-am mai spus, când vopsim piese din plastic, eu vă recomand să aplicați un plastic primer înainte de a aplica vopseaua, chiar dacă ați aplicat filler, dar posibil uneori să spargeți sau se întâmplă anumite, eu știu, chestii și pentru a nu avea reacție este ok să aplicați niște plastic primer pe deasupra. Nu vă costă nimic, gen dacă aveți foarte puține piese și dacă aveți două bare sau mai știu eu alte piese, este ok, adică băgați 100 de grame de plastic primer în pistol, l-ați aplicat, după care aplicați vopseaua, liniștiți. Ok, acum am acest BMW i3, o să aplic pe acest colț de bară și pe portierele de pe stânga. După cum vedeți, nu este mare brânză, dar credeți-mă că când aveți astfel de lucrări, contează foarte mult. Ai băgat puțin? Punem înapoi restul, spălăm pistolul ce vă recomand eu atunci când vopsiți să aveți asta, pentru atunci când spălați pistoalele, să aveți un borcănaș pentru diluant curat și un borcănaș pentru diluant murdar, adică aici pentru diluant curat, aici pentru diluant murdar. Așa, nu lăsați diluant în pistoale. Bun. Să aplicăm vopseaua acum. Nu uitați, chiar dacă aveți piesa, se vede perfect, da? Întotdeauna să aveți o lavetă antistatică și să treceți cu laveta antistatică peste piese. Întotdeauna, da? Nu uitați asta. În același timp și suflați piesa, da? Dacă aveți, de exemplu, cum este aici, încercați să suflați din partea aceasta către exteriorul piesei, nu aruncați mizeria în partea din interior, adică undeva trebuie să facem pierderea. Okay.
Nu știu dacă se vede în cameră, dar aici se vede așa, strălucește, da? S-a format un fel de scut pentru piesă. Pentru că noi am aplicat acel plastic primer. Ok. Lăsăm să tragă și revenim cu a doua mână de vopsea. Ok, când aveți de făcut, când aveți de lăcuit astfel de piese, când pur și simplu trebuie să vopsiți sau trebuie să lăcuiți până în acest cant, da? Pur și simplu dați banda și tot timpul vă asigurați că banda aceasta de burete este pusă perfect pe acel cant, da? Dar, ca să nu se ducă în interior lacul, da? Ok, și bineînțeles, ok, hai că vă arăt acum. Întotdeauna înainte de aplicarea lacului, țineți minte să curățați această zonă, da? Zona de pe lângă piesele pe care voi trebuie să le lecuiți. După care, după ce ați dat cu la vetan anestetică, mai treceți încă o dată cu pistolul și suflați tot gazul în partea de jos a piesei. Cum? Întotdeauna după ce am lăcuit piesa, ne retragem frumos în spate și nu mai trecem pe lângă acea piesă, da? Să nu cadă gaz de pe noi sau anumite impurități care încă le mai avem pe costumul de vopsit, da? Ce vă recomand eu, dacă aveți bani și spațiu, să vă construiți o evacuare, da? Totdeauna. Foarte, foarte important. Dacă nu, să vă puneți un tun de
un tun de gaze care să extragă gazele în apropierea lucrării. De exemplu, dacă eu aș avea un garaj acum, mi-aș cumpăra un ventilator cu un tub, cum ar veni, și îl voi pune, l-aș pune aici, da? Și eu, dacă locuiesc din partea aceea, aici acel ventilator va extrage. De fiecare dată, exact cum v-am mai explicat și în alte videoclipuri, după ce am aplicat lacul, da? După ce am terminat de aplicat și a doua mână de lac sau a treia mână de lac, depinde de caz, depinde câte mâini ați aplicat voi de lac, venim acolo unde am terminat de făcut pierderea și vom aplica diluantul de pierdere, da? Întotdeauna când vom aplica diluantul de pierdere, îl vom aplica să se ducă spre piesa pe care noi am lăcuit-o, da? Nu mergem în partea asta altă, pentru că vom gaza, vom merge din partea aceasta către piesa care noi am lăcuit-o, da? Presiune puțin mai ridicată, pentru că lacul acesta, diluantul de pierdere, mănâncă și diluantul vechi și diluantul nou, ca să le uniformizeze, și este foarte puternic. Și dacă nu suntem atenți, dacă îl aplicăm foarte, noi ce se întâmplă, noi trebuie să punem, noi trebuie să-l aplicăm mai mult gazat. Dacă îl aplicăm exact mână plină, se va scurge instant. Cu pistolul sau cu peonul, hai ca să iau peonul, vom ajuta piesa să se usuce mult mai repede, da? După cum vedeți, acum începe să se uniformizeze, da? Este puțin așa mai coajă de portocală, dar începe să-și revină, fiindcă acum, cum ar veni, el atacă lacul vechi și lacul nou ca să poată să facă trecerea. De asta arată puțin mai coajă de portocală. În caz că o să vă arate coajă de portocală aici unde ați făcut trecerea, ce vă recomand eu este să luați niște polish, da? Și treceți pe deasupra. Pur și simplu luați un polish dintre ăsta care nu atacă foarte tare. Gen, dacă folosiți un 3M, să folosiți un 3M dintre ăla verde, nu alb, da? Și pur și simplu treceți pe deasupra, așa, da? Cum ar veni la mișto, nu vă apăsați în poli sau ceva, pur și simplu treceți pe deasupra pieselor ca să puteți să faceți trecerea perfect. Da? De ce facem acest lucru? Pentru că dacă noi am polișat aici dintr-o parte sau dacă pur și simplu dacă am șlepui cu ăsta, cu mașina, cu șmirghel, aici se va vedea exact o dungă unde noi am terminat de aplicat lacul. Și acest lucru nu va fi bun pentru noi. Încă o dată, poate nu. Și după cum vedeți aici, am făcut un tun, da? Am făcut un tunel de hârtie. La fel va trebui să faceți și voi atunci când faceți astfel de retușuri, da? Fiindcă alteori anumite gaze se vor duce în interior, dar nu este nicio problemă. Pur și simplu dacă veți spăla piesa, va ieși și pur și simplu este tot ok. După care veniți cu un pic de polish pe deasupra și bum, piesa arată perfect. Dar dacă, să zicem, dacă voi puneți așa, treceți cu o bandă dintr-o parte în alta, aici tot gazul va rămâne aici, se va forma o dungă, voi va trebui să șlefuiți cu șmirghel, o întreagă nebunie, eu nu vă recomand, faceți așa exact cum vă spun, știți-mă că lucrurile vor ieși perfect, dacă vă uitați, perfect, da? Și după asta o să trec puțin cu polish pe deasupra și bum! Asta este tot, toată lucrarea. Bun, cam asta-i tot. Da? Sticlă, da? Sticlă. Peste tot. La fel și aici, laterala asta. Sticlă. Da? Oglindă. Asta
noi asta ne interesează, să scoatem piesele oglindă cât mai mult.